în 2015. Dar nu începem deja, doamne, da. Iartă-mă. Stai, o nouă... Așa, zi. O nouă dorință împlinită, o nouă etapă a concursului de Urbosofii. Astăzi invitat tizul meu, Dragoș Muscalu. Un model, un artist și dacă nu făceam fazele alea de căcat, poate și un prieten. Iar în juriu, Bogdan Rădulescu, omul care ne-a făcut cunoștință. Omul care m-a făcut cunoscut. Omul care m-a făcut cunoscut. Dar nu de asta te iubim. Da, da. Merge și așa. Înțeles. Hai, dar nu știu, dar nu știu dacă am, bine, câte am, habar n-am, trebuie să, bun. Hai, Doamne ajută. Știi ce l-au întrebat colegii de școală în prima zi pe Pinocchio? Nu. Ești din Bușteni? Când o să plec de la el din firmă, o să fie boss umflat. Adică îi umflu mec la imediat ce semnează demisia. S-ar putea ca pe unele să le știți de pe Instagram. Așa că dacă nu vă convine, dați-mi un follow și nu vă mai uitați la ce postez. Ce înseamnă naivitatea să crezi că te urmărește cineva pe Instagram? Bun. Asta se sunt trei oameni. Nu, nu, e ok. Notează acolo. Rămânem în zona școlară. Știi cum pleacă mai nou de la școală copiii americani? Ca din pușcă. Sincer, am văzut-o cum va veni, adică mă gândeam că era ceva atentat. Deci am fost juriu, că el s-a probat că da, e o poartă. Dar știam ce o să vină, cumva, mă gândeam la grenadă, la... Bun, scriu o poveste despre un cofetar la care vine Sanipidul în control, o să se cheme Cremă și Pedeapsă. Cremeș, la voi aici. Schimbăm... Actorii ăsta. Eu nu sunt de acord că ăștia care joacă în filmele porno ar trebui să fie numiți actori. La ei nu au subtilitate, la ei prea totul pe față. Și unde mai plică și bagă pula în celelalte personaje. Am voie să zic așa cu de-astea urâte? Da, ah, da, că da. O joc, e pe Trinita. Auzi, Bob. Nu trebuia să angajeze la PR un fost bucătar la departamentul de PR pentru că s-a apucat să le fac, să le organizeze noaptea porțiilor deschise. Noaptea porțiilor deschise. Mai dăm o dată. Da, da, da. Rămânem în zona porno. Știi cine... Porțiilor. Accent. Da, zi mai tare să audă. Porțiilor. Porții, că e maestru bucătar. Bună, bună. Bună, bună asta, bună. Da, da. S-a auzit rău, dar s-a făcut bine. S-a reglat din creier. Rămânem în zona porno. Știi cine a inventat fistingul? Aaron Pum, nu? Ok, nu trebuia să angajeze la PR nici pe un fost medic legist, că ăla s-a apucat să le organizeze noaptea morților deschise. Și nu zi morțiilor, te implor, adică nu fă asta. Rămâne la sex, asta cu expresia sexul opus. Și mi-am dat seama în sfârșit ce înseamnă, de fapt, pentru că vasluienilor le place sexul opus pentru că fata a opus rezistență. Ardelenilor le place sexul opus pentru că fata a opus și curul la bătaie. Iar mie îmi place sexul opus pentru că n-am făcut decât opere de artă. Oh, opus. Mulțumesc de traducere. Te rog să pui accentul. Opus. Păi da, era prea previzibilă. Dacă opus interruptus. Opus captivus în muzeu. Știi expresia aia, să baci ca negri, știi ce înseamnă, nu? N-am ajuns atât de departe, dacă înțelegi ce vreau să... Exact, penetrare profundă. Vai, de capul meu. Rămâne tot în zona asta așa cu sex. Tu cum? Dar n-am plecat niciodată. Tu ți-ai alintat vreodată, Bob, vreo iubită scenă, fiind actor? Nu. De ce? Nu-ți plăcea să intri pe scenă? Cer scuze. Poți să punctezi dacă vrei. Sau altfel, iartă-mă, tu-ți dorești să mori pe scenă. Dar ai spus-o omului culiselor. Dacă ar exista o bere blondă care să ajute la sporirea atenției, știi cum s-ar numi? Nu. Lagăr de concentrare. Să scăpăm de această zonă a vulgului, să trecem în zona culturală. Știi că și ăștia care merg așa la sală, mai merge? Ăștia care merg la sală, merg și ei la filarmonică?
Da? Da, dar doar la concertele brandenburgice. Bun. Când iau, când au diaree, știi ce iau vacile, nu? Furaj olidon. Haide. Sau că... furaj olidon. Don Cucu. Nici nu mai știu. Accente și circumflex. Măi, nici... A, da. Am... iubitei mele îi place foarte mult să facă sex oral. Eu mă bucur. Pentru prima dată am ajuns și eu într-o stare de refelație. Și am revenit la sex. Bun. Păi atunci... Mai hai avem că de zis, nu zic știm. Eu că am fost la zoo și s-a adunase lumea ca la urs. Pentru că de ce? Un ren și-a prins coarnele în gard. Așa. S-a întâmplat ceea ce se numește blocaj renal. Aoleu, cât avem până acum? Tu ți-ai arătat cât avem, habar n-am. Nu contează, le dăm. 8. Sunt 8 făcute, nu, mai aveți una sau două. Una sau două. Că nu mai pot preface atât de mult că sunteți amuzat. Aoleu, plecăm sau te las să zici tu? Auzi, dar zici și tu vreodată. De unde? De la Tibi. Am și eu. O să fie coment. De ce nu s-a băgat cu Haurențiu? Asta se punctează. Bun, și prostii. Asta zi. Nu-mi prea place și... Na, nici mie nu-mi place de ceva de dar ar trebui făcute la volum. De ce nu există atleți sirieni? Pentru că unul din ei va trebui să și piardă și știi cum e. Urma scapă turma. Slăbuță, știi? Merge. Știi, când se supărau pe evrei, nemții făceau gaz de necaz. Și spui de asta cu minorități, că ne bob aici, nu pot să cred. Și ultima de la mine este că atunci când a fost salvată de sub dărâmături, victimei de la cutremurii s-a luat o piatră de pe inimă. Ai început tu? Da. Înseamnă că mai am eu una. Mai da. Ultima. Da. Și aș fi lăsat-o pe aia cu nemții, da, Ana? Acum am început, de fapt. Înainte era rău la muncă, dar seminarul motivațional m-a învățat că este foarte important să aspir la un job mai bun. Și acum, 5 luni mai târziu, sunt un om de succes, îmi desfășor activitatea într-o clădire de birouri, modernă, programul mi-e flexibil, adică depinde de când pleacă ultimul angajat, și încep prin a uda florile și după aia... Dau cu aspiratorul, cum spuneam. Asta dă-i un punct, că e din viața lui. Și e păcat. Poți să faci recapitulare, că am zis că aspir la început, știi? Și după aia am zis că m-am întors, a fost ceva callback. Nu știu ce mă face să spun, că trebuia să faci un pic mai scurt. Și gluma? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Împreună ați zis 20 de chestii. Să se vocează, înțeles! Nu dăm cu ceva cu post-scriptul la final, că prea sună aproape de post-Cristum și se sperie Bob.